Un singur meci o mai desparte pe Arsenal Malu de împlinirea unui vis pentru care luptă de mai mulți ani, promovarea în Liga 3-a fotbalistică. Pornită ca favorită după ce a câștigat acasă cu 2-0 partida tur din baraj în fața câștigătoarei campionatului capitalei, Progresul București, Arsenal Malu speră nu în minuni, ci în forța echipei. O să fie un meci greu, avem exemplu anului trecut cu Voluntari. Sperăm să avem un arbitraj nu ca cel de anul trecut care l-am avut la Voluntari, să fie un arbitraj corect, cinstit, cel mai bun să câștige. Păi așteptăm pe cei de la Progresul să îi așteptăm cu drag, îi respectăm, dar nu ne este teamă de ei. Încercăm să ne impunem tehnica, să ne impunem viteza. Avem încredere în băieți că vor face tot ceea ce posibil, ce e posibil și vor da 110% din potențial ca această calificare să facă istorie la Mal. Echipa antrenată de Andrei Nemțescu a terminat seria sud pe locul 2, iar în play-off a învins sperând formațiile ASE Singureni și Avântul Florești, devenind campioana județului. În turul barajului, Tunarea a învins cu 2-0 acasă campioana capitalei Progresul București. Făcând un scurt palmares al echipei, este de spus că după 4 ani de existență în Liga 4, Arsenal Malu a disputat anul acesta a 5-a finală. În 2014, Mălureni au câștigat cupa județeană, anul trecut au fost campionii județului și au pierdut finala cupei, iar anul 2016 a dus formației Arsenal Malu și cupa și campionatul.